Bună! Astăzi suntem în Los Angeles și stăm cu socrii noștri, cu socrii mei. Și am vrut să fac un video rapid, sper că nu mai mult de câteva minute, despre avantajele și dezavantajele din perspectiva noastră de a trăi în Los Angeles. Soțul meu s-a născut și a trăit majoritatea vieții lui în Los Angeles. Și venim destul de des aici, pentru că aici locuiesc deocamdată părinții lui. Și suntem acum acasă la ei, în grădină la ei. Și primul avantaj pe care vi-l spun este că cam tot crește foarte, foarte ușor în LA. După cum vedeți, ei au un lămâi care este cam tot anul plin ochi de lămâi. Iar aici au un lime tree, un pom de cu lime, care este plin și el tot anul. Și cam asta ar fi primul avantaj. Îmi place că absolut totul crește foarte bine aici. În spate, în curte, au roșii foarte multe, care cresc sălbatic. Nu știu, nici ei cum au început să crească și au tot tipul roșii, cam tot anul. Avocado crește foarte bine. Da, cam tot, în afară de acele culturi care au acei pomi care au nevoie de vreme rece, cum ar fi cireșii. Al doilea avantaj, aș spune, pentru viața din Los Angeles este că sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut aici, bineînțeles, foarte multe lucruri distractive. Dacă vă place distracția, viața de noapte, restaurantele, este plin de ele. Dacă vă plac parcurile de amuzamente, sunt foarte multe. Disneyland-ul este aici, de asemenea, și Knott's Berry Farm și multe alte parcuri de distracție. Un alt avantaj ar fi, bineînțeles, că este oceanul aproape. Dacă vă plac plajele și apa, aici, bineînțeles, că aveți parte de ele. Vremea este un alt avantaj, după cum vedeți. Vremea în Los Angeles este însorită cam tot anul. Acum suntem în luna noiembrie și este încă foarte cald. Eu sunt îmbrăcată așa mai de casă, dar este foarte cald. Este vreme de tricou. Sunt 30 și ceva de grade afară. Deci vremea este constant frumoasă tot anul. Se răcorește puțin iarna, dar nu foarte tare. În Las Vegas este mai frig iarna decât în Los Angeles. Așa, să vă spun niște dezavantaje acum și motivele pentru care noi personal nu am trăit în Los Angeles și nu vom trăi aici. În primul rând, este un oraș foarte scump. Este foarte greu să te descurci aici și să economisești bani când nu ai un serviciu extraordinar de bine plătit. Viața este mult mai scumpă și decât în Las Vegas și decât în multe alte locuri. Un alt dezavantaj ar fi că sunt foarte mulți cerșetori aici. Dacă voi avea ocazia să conduc pe lângă ei, vă voi arăta. Sunt străzi pline cu cerșetori. Un alt dezavantaj legat de costurile scumpe, este foarte greu să-ți cumpere o casă. Casele sunt foarte scumpe. Pe lângă tot restul, aș spune că gazul este mai scump, adică petrolul este mai scump, combustibilul este mai scump, mâncarea, chiria, dar și casa. Este mult mai greu să-ți cumperi o casă ta și mulți dintre prietenii soțului meu, care încă locuiesc aici în LA, nu își dețin o casă. Un alt dezavantaj pentru noi ar fi că este un oraș foarte mare, bineînțeles, și orașele mari, în general, vin cu multă crimă și există multă crimă și aici, în Las Vegas, ceea ce nu ne place. Ne place mai mult atmosfera unui oraș mai micuț, unde îți cunoști vecinii, unde crima este mai scăzută și așa mai departe. De asemenea, traficul. Traficul este infernal aici, este absolut infernal și mult, mult mai rău decât în Las Vegas.
Dacă ai un serviciu în care trebuie să stai în trafic o oră sau mai mult de oră, pentru mine nu se merită. De asemenea, cam oriunde vrei să ajungi în Los Angeles, distanțele sunt destul de mari și vei fi, la un moment dat, mai mult ca sigur, blocat în trafic. Cam astea sunt, deocamdată, avantajele și dezavantajele, așa, cum să zic, la rece, fără să mă gândesc foarte mult la ele. M-am consultat și cu soțul meu, și el mi-a spus una dintre aceste avantaje și dezavantaje. Bineînțeles că sunt mai multe, probabil, nu știu, dacă sunteți interesați, voi încerca să fac un video mai detaliat, dar deocamdată am vrut doar să vă salut, în principal, și să vorbim așa puțin despre Los Angeles. Să vă arăt un pic cartierul. Aici este o stradă care era foarte lăturalnică, din câte am înțeles acum câțiva ani. Nu prea erau mașini deloc, iar acum pe strada lor sunt foarte multe mașini. Este traficul din ce în ce mai mare. Iar noi când venim în vizită în California, în LA, stăm în acest motorhome care are și baie și bucătărie și de toate. Eu vă salut, mă duc înapoi cu familia mea să sărbătorim un pic, este ziua veteranilor mâine și vom face un barbecue astăzi. Eu vă salut și vă urez toate cele bune. Pa! For traffic? Video traffic. Oh, video traffic. This is the con. The con, like there's only one. The major con. Look at that fire over there, Anka. Fire? To the right? See the smoke? I don't see it. Oh, the smoke, I see now. Is that the big fire? I don't know what it is. Pretty close, I don't know. I guess another kind of fires. Yeah. LA traffic. And we're not even in the bad traffic. No, we're not even close to this is nice. That. Thanks again for waiting for me, guys. Yeah. Whoa, gas is expensive here. Motiv să nu locuiești în LA ar fi prețul benzinei. Benzina este scumpă. Pricing of the houses, yeah. The rent and yeah, rent to buy a house is pretty expensive. Would weed dispensaries be a pro or a con? I guess it depends. Yeah, I think it depends. I don't care. There's always ghetto people outside of that one. There's a lot to go. Number three. Oh, there it is. Taco Tuesday, 99 cents. Good Mexican food. A lot of homeless. A lot of homeless people for a con. Suntem la Ruby's, aici mâncare bună mexicană. Ruby's! I don't know, YouTube or Mexican food. This is what Mexican food looks like. Ooh, look at that burrito. It's really more this of burrito. A burrito. We need a term like Tex-Mex. I can't believe I brought that. Sorry.